ați venit la un nou vloguleț pe canalul nostru. După cum i-ați văzut în vlogul lui Sebi, am primit o capră cadou. Așa că astăzi o să-i facem prima băiță. Îl cheamă Ion și are o lună și este băiat. Da. Este nouul nostru animăluț. Da, Ion, e atât de drag. Nu înțeleg de ce așa de cuminte, asta nu pot să percep. Nici eu, cred că doar e speriat încă, dar după ce o să obișnuiască o să fie o capră nebună, pentru că eu am o grămadă de conturi de TikTok care au capre și efectiv sar peste tot și fac tot felul de chestii. Destul de năzdrăvane caprele. Așa că ești gata de băiță, Ionele. Și după aia să-i punem Pampers și o să-i dăm lăptic cu sticluța, pentru că este un bebe și mai trebuie să bea un pic de lăptic, deși deja mănâncă și iarbă. Și trebuie să-i luăm și lesă. Lesă și zgardă, o zgardă cu clopoțel, că n-ai capră. Da. Bine, Ionel, i-am pregătit aici prosopelul, avem un prosopel Lidl și avem și două periuțe de astea ca să-l facem acolo la copite. Și avem și un șampon de ăla special, fără parabeni, fără parfum, fără nimic, ca să nu-l deranjeze la blăniță. Și hai să-l punem. Îl punem în apă. Păi da, dar cum îl punem? Păi, trebuie să-l dăm jos asta, dar să nu facă caca acum. O, e atât de cu mine, mă! Hai, îl pui tu sau pun eu? Îl pun eu. Hai. Hai, ce-ai, Ion? Hai de-o jos. Să vedem cum reacționează la apă. Haide-i să fiu unele. E tare, nu? Să nu se arătuva. Ultimul poate. E cam aici. Hai, ce-ai, Ionel. Hai, Ionel, să te spălăm. Să te spălăm, căpuța căcat. Uite și are așa partea asta, păi, la cea șmechere, zic că e de la Nike. Hai, ce-ai. Hai, facem băiță. E bine, Ioane. Ioane, nu te speria, Ioane. Totul este bine. O, ai crezi ideea cu tine. Bun, și hai să-l udăm. Atât de cuminte. Oh, ai lăbuțe cu caca. Da, că ai trăit în graj, acum ești șmecher. Diavă, e atât de. Rosan. Bun, Ionele, hai să punem săpunul. Așa, spală la coloră de fie. Este bine. Spală pe sub gât. Spală pe față, pe nas. Da, băiatul. Ne-am urcat bine, bine, cam peste tot. Chiar îi place, cred. Da? Păi pare că este liniștit, nu se zbate, are apa perfectă, nici caldă, nici rece. Mai șterge la gură. La nas, șterge mucii lui Ion. Ionele, ai plâns după mama. Toată este bine acum, da. Bun, hai să-i dăm niște supune. Nu de linge, pe că să pun. Bun, Ionele, spadei. Cred că fraților e gelos pe el. Sincer, au venit la oraș. Chiar, de unde l-ai luat? L-ai luat de afară orașului? Da, l-am luat de la vreo 40 de kilometri de arată. Și are plănița așa lungă și acum o să fie așa pufos și curat. Și am mai găsit, mai era acolo încă un pui, tot așa, cam, cred că cam un pic mai mic ăsta și era așa toate culorile, era frumos, dar era deja dat. Oh, Ion e frumos, mie îmi place de Ion. Îți place de Ion? Îmi place că e negru, da. Dai seama ce norocos e, în general oamenii nu cumpără capre ca să le facă baie, să-i pună în pat cu Pampers. Deși trebuie să-i luăm lesă și zgardă și să mergem cu el la plimbare, la câmpie, să pască, să stea la soare. Să sară pe acolo. Să sară. Cum i-o chemat ăsta pe ele? I-o chema capelele. Cum? Na. Și bunica mea avea capre când era mică și și ea la fel făcea. O chema Dulcea ei. Nu știu, n-am avut niciodată capre, nu știu nimic despre acest animal. Eu cred că de aia și plaha. Mi-era și frică să-l iau în brațe, că pare așa, alien, nu știu. Am cum să zici așa ceva. Totul este bine, Ion. Îmi spală cu șampon și pe cap și pe urechi. În urechi nu cred că-i voie. Păi nu în ureche, pe ureche și sunt ureche pe acolo. Oricum mai trebuie făcut odată asta, doar așa să-l îngros. Ce căpite și gros de aia. După trebuie să-l uscăm cu uscătorul, așa, la viteză mică, să nu se sperie. Păi da, nu lăsăm să stea urmă. Bravo, băiat. Așa câine se tătai. Câine? Nici alt nu stă așa cu minte când îi faci baie. Dar ce era să te prinde asta? Doamna, ce câine e asta? Asta este bulldog.
Oare să dăm drumul la apa asta? Ceva să... I-am dat drumul. Acum am dat drumul la apă și îl clătim și după o să mai spălăm o dată și după o să-l uscăm cu uscătorul că e blănos și cred că o să-i stea părul așa cu volum cum are lui. Știi că ele fac caca așa, bobițe? Da, după știu și eu. Dacă o să fac în casă, până-i punem pe împărsul. Nu, că nu-i face. Ai vorbit tu cu el, a? Da, în ziua-ne, bufă de-astea. Uite cât de cu minte stă. Poate e foame la sărată. A, să-i dăm după aia. Abia aștept să-l văd cum suge. Bravo, Ioane. Hai, întoarce-te un pic, ca să se ducă și pe aici. Săracul, dar ce cu minte stă că mi-e milă de el. Cred că este alergic la ceva de la el, cred. La ce? Nu știu, mă mâncă să-mi continuu. Păi, oh. Știi ce înseamnă, nu? Trebuie să te duci în vacanță. Vă las singure ei? Da, vreau să fiu eu cu Ion. Bun, hai să nu mai facem o dată cu săpuni. Și vreau să-l fac și la copite, în care e caca. Doamne, cât de cuminte ești. Păi să-l faci și pe piciorul ăla. Te-ai gândit că o să avem vreodată o capră? Că eu nu! Tot căutam o capră de asta, jucărie, de pluș, ceva, dar n-am găsit efectiv niciunde. Așa că vezi, iubirea mea. Ai făcut posibilul de a avea o capră adevărată. Să ștești și pe piciorul ăla. Da, da. Hai să-l fac cu periuța la lăbuțe. Hai să vedem aici, manicura, pedicura. Bine, bine, tată. Zi-mi cum e la spa. Și asta. Mă simt așa ca Iulia Albu. Da. Ca un animal de ăsta așa. Nu bun. Next one. Dacă trebuie să le clătești, să le mai dai o dată. Păi ce este aici? Iax. Îți place, mă, Ioane? Cred că e cea mai bună ziua ta. Nu e așa? Bun, hai să-l clătim. Na, na, na. Na, na, na. Ce iubire? Asta e tot. Ce e, soare, nu te pot ridica? Nu mai știi folosi copitele când îți curate? Bravo, băiatul. Mai ești domn. Aici, aici, a? Hai ne întoarce. Nu-i voie, Ion. Na, 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 na. Ion. Până ai să-l plătim. E bine, a? E bine să fii curat acum. Bravo, băiatul. Cred că o să doarmă ca un pui. Caprele, doar? Cum doar? Așa. Așa? Da. Trebuie să căutăm pe net care sunt triturile caprelor. Cred că e sarea, cât te știu da, eu. Așa. Te place să lingă sare. Trebuie să-i luăm un cup de ăla de sare. Avem. Avem? Da, pe aia, da. Da. Oare e de ajuns? Da, mai dai pe acolo, pe acolo. Eu zic că e ca nou acum. Mai dai și pe cap. Bravo, băiatul. Bravo, Ioane. Bravo, Ioane. Ești cea mai bună caprelă. Putem? Nu știu. Cred că puteau acum, nu mai simt. A, te duc în acțiune. Să știi că nu aveam așa ceva programat astăzi. A fost foarte, foarte random. Păi și de ce ai făcut-o astăzi? Nu știu, așa mi-a venit. Ce face cu tine, mă? Ce face cu tine? Ah, mamă, ce ciudat se simte aici, oare îi cresc coarne? Nu știu. Păi ne-ai întrebat. Păi da, ce se întreb, dacă îi crește coarne? Da. Păi menesc că dacă e băiat, la toți băieții le cresc coarne, nu? Da, că sunteți, știi tu, cu coarne. Da, la rău. Păi de ce nu așa frumos? Da, ce cum e probabil cu el. Da, dacă scăpăm de chin, dragă, acum te uscăm și îți punem Pampers și îți faci de cap. Da. Wow! Noul produs Lidl! Ok, tu poți să spăl și ăla. Bravo, băiatul! Hai să închid ușa, că vine frigut. Hai să te știe ce mai aici, gata, pat! Pat! Cum e, domnule? Doamne, ce dulce poate fi! Un tătic fericit, un plin. Ștege-ți pe fuțucă? Ștege-ți, așa, uite, ți-i place? Ți-i place, da, șmechere! O, ieși puțin pământ din nas. Ia. Ia. Ioai. What's up? Na, bun, hai să-l mai ștergem un pic și pe aia facem cu uscătorul și gata. Bun, și este timpul pentru Pampers. Bun, copilul este uscat și acum Pampers!
prea știu cum o să-l punem, sincer. Cred că trebuie să fie sus. Hai de sus. Aion? Aionelule! Mai avea acum să te-o lărnim. Sunt tolărnit de când am mai... Cred că n-am zis în viața mea cuvântul ăsta tolărnit, acum de când am capră seran. Bă, dar nu pot să râd. Sunt tolărnit, Ion. Sunt tolărnit. După aia așa pe un picior, după aia pe un picior. Ioane, o să meargă, cred că nu mere. La bebeluș e mult mai ușor. Nu pot să cred, Ion. Bun, Ionel. Ești liber. Liber, Ioane. Haide, Ioane, să-ți duc acasă. Bun, băieți, gata, și Ion și-a revenit. Hopa! A legat un pic pe dreapta, face drifturi pe aici. Așa, băiatul, două, te inspectează. Mamă, ce gât mugare. Ce are gât așa lung? Ne faci de bagi aici, în dulap. Ce e aici? Tehnologie, OZN-uri, ce e aici? Da, 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 băiatul. Vrei să duci acolo după asta? Da. Imediat îți dăm și copică să papi. Na, 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 na. Na, na, na. Ce viu șmecher ai. Zi, cine mai e ca tine? Cine mai e ca tine? Îți place să te uiți pe geamă? Da. Bun, băi și prieteni, cam atât a fost și cu vlogul acesta. Noi sperăm că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel și cam atât a fost excursia noastră cu Ion.